Bună dimineața și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunteți dis de dimineață cu Antena 3 Pitești. Ne puteți urmări de altfel toate programele locale în orice moment al zilei și pe pagina noastră online de Facebook Antena 3 Pitești. Dăm startul zilei de marți, 12 mai, cu evenimentele consemnate de Enciclopedia Liberă la această dată. Ei bine, în anul 113 a fost inaugurată la Roma, în forumul nou construit, columna lui Traian, opera atribuită lui Apolodor din Damasc. Cele 124 de episoade care ilustrează războaiele daco-romane constituie un act original de naștere a poporului român. Tot la 12 mai, dar în anul 1581, a fost fondată Universitatea din Cluj, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România. În 1848, tot la această dată, revoluționarii moldoveni refugiați în Transilvania elaborează la Brașov programul Legământ, citez, principiile noastre pentru reformarea patriei. Este documentul care sintetizează dezideratele române, unirea Moldovei și țării românești într-un singur stat neatârnat românesc. Tot la 12 mai, dar în anul 1942, a avut loc prima gazare în masă din lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau, în urma căreia au fost uciși 1500 de evrei polonezi. Iar în 2016 a fost activat scutul american antirachetă de la DVS-ul Rusia, criticând puternic lansarea sistemului de apărare antirachetă american din țara noastră. Dar să nu uităm, astăzi este marcată și Ziua Internațională Asistenților Medicali, către care ne îndreptăm gânduri de apreciere și de grijă în această perioadă. Ne oprim aici cu evenimentele zilei din Wikipedia și vă invităm să urmăriți știrile locale prezentate de Simona Pomazan, apoi revenim în direct pentru a răsfoi presa scrisă, iar în partea a doua a matinalului Cafeaua cu Piper, invitat alături de noi va fi deputatul PNL de Argeș, domnul Dănuț Bica. Aflăm detalii despre un eveniment mult așteptat de ani, de zile, semnarea contractului de execuție pentru secțiunea 5 Pitești, Curtea de Argeș, ca parte a autostrăzii Pitești-Sibiu, un eveniment important și un act necesar, plutier, pentru România. Dar mai vrem să aflăm și noi proiecte de lege propuse de partidul aflat la guvernare. Dana Popescu sunt eu, vă salut din nou, bună dimineața cu gânduri responsabile. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Simona Pomazan, urmăriți știrile Antena 3 Pitești. Primăria Ștefan cel Mare a fost închisă, toți angajații sunt în izolare la domiciliu. Vorbim despre cei 14 salariați ai primăriei Ștefan cel Mare care se vor afla în izolare până lunea viitoare. Potrivit prefectului de Argeș, Emanuel Soare, instituția este practic închisă din cauza faptului că oamenii sunt contacții direcți ai unui bolnav de coronavirus. Este vorba despre un angajat ISU care a fost declarat pozitiv sâmbătă după ce a ieșit din spital, unde fusese internat cu o altă afecțiune, iar după externare a revenit la locul de muncă. Este prima primărie din Argeș închisă din cauza unei astfel de probleme. Așa cum vă informam zilnic, poliția, jandarmeria și poliția locală patrulează permanent pentru a preveni răspândirea prin contact comunitar a noului virus. În consecință, oamenii legii acordă în continuare amenzi la nivelul județului nostru pentru încălcarea măsurilor impuse prin ordonanțe. O femeie de 36 de ani a fost sancționată cu 2000 de lei pentru că a ignorat izolarea la domiciliu, fiind descoperită că a plecat și cu un minor de 6 ani. Instituția prefectului informează că în ultimele 24 de ore angajați ai poliției, jandarmeriei, poliției locale, ai armatei, dar și din cadrul altor structuri au participat la mai multe acțiuni pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul COVID-19 la nivelul județului Argeș. Au fost verificate 220 de persoane cu privire la respectarea măsurilor de izolare sau carantină. În urma acestor controle a fost aplicată o sancțiune de 2000 de lei unei femei de 36 de ani din nordul județului care nu a respectat măsura izolării la domiciliu. Ar fi trebuie să stea în izolare împreună cu femeia și un minor de 6 ani. Aceasta nu a fost însă găsită la domiciliul declarat, ci în fața unei benzinării și a fost preluată de un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și plasată în carantină instituționalizată împreună cu minorul. De asemenea, bărbatul cu care se afla la momentul depistării a fost sancționat cu 500 de lei pentru adresare de injurii, asta pentru că a devenit recalcitrant la apariția echipajului de jandarmerie.
Bilanț nou în județul nostru. În raportarea de luni 11 mai, ora 13, instituția prefectului Argeș informează că situația persoanelor diagnosticate pozitiv la nivelul județului Argeș este de 179, un număr în creștere al infectărilor de la o zi la alta. Respectiv, încă 6 argeșeni au fost confirmați cu COVID-19 de la ultima informare, adică cea de duminică. Până la această oră, bilanțul raportat al deceselor este de 18, iar al vindecărilor de 71. Continuăm știrile. 10 de localnici din Corbi au fost testați de primărie pentru COVID-19. 200 de teste au fost pregătite și autoritățile spun că vor urma alte 1500, înainte de relaxarea măsurilor. Pentru că numărul oamenilor a fost mare, testările au fost făcute pe stadionul din localitate. 35,6 are doamna. 36 cu 3. Organizarea testărilor a fost făcută de către un medic din comună ce a trebuit să gândească circuite și măsuri de distanțare socială pe stadion. Oamenii au venit cu mașinile și nu au fost lăsați să coboare. După ce un voluntar le-a măsurat temperatura, medicul le-a recoltat sânge pentru teste. Oamenii s-au putut înscrie pe liste, cei care au vrut. Au fost și localnici care au transmis primăriei că nu vor să fie testați. Chiar și așa, localnicii nu au prea avut emoții că ar putea fi infectați cu SARS-CoV-2, pentru că, spun ei, au respectat măsurile de protecție impuse de autorități. A fost testat COVID, este și negativ. Vă mulțumesc mult de tot. Vă luați pastilucele în continuare. N-am avut emoții, că n-am... O răceală am avut, dar sper că virusul ăsta văd că nu se confirmă. Am mai răcit, du-te în agricultură, la o grădină, pe acolo, nu stăm, dar temperatură nu avem, e normal. Cum v-ați protejat dumneavoastră de coronavirus? Am căutat să n-am contact cu... Și n-au, la noi aici în sat, n-au venit în alte părți ca să mă dorească de vie. Nu m-am emoții acum la vârsta asta și n-aveam de ce. Aș fi avut emoții dacă aș fi fost plecat pe undeva, pe străinătate, sau aș fi avut contacte cu cei care au venit, dar așa. Noi nu facem testarea, nu facem teste real-time PCR, nu este o testare de diagnostic, este o testare serologică, prin care urmărim prevalența anticorpilor SARS-CoV-2. Testele au o specificitate și o relativitate destul de bună. Nu punem diagnosticul de COVID aici. Orice caz suspect este raportat mai departe și DSP-ul va veni și va recolta probe. În funcție de modul în care comunitatea va primi acțiunea, se va organiza și a doua etapă a testării la corp pentru 1500 de persoane. Am discutat în localitate, unii au fost încântați, alții au spus, doamne, totuși dacă facem aceste teste și apar pozitive, intre comuna în carantină, se închide comuna, mi se închide afacerea, nu pot să mai merg la munca câmpului. Dar până la urmă am luat hotărârea și am achiziționat 200 de teste, care le-am găsit pe stoc în România. Am anunțat, am făcut un parteneriat cu domnul doctor Dincă Marius Bogdan, medicul de familie din comuna Corbi. Și iată că astăzi am pus la dispoziție primele 200 de teste. Dacă localnicii vor dori continuarea acțiunii, cele 1500 de teste rapide vor ajunge la Corbi în cel mai scurt timp. Sunt tarife noi pentru eliberarea permisului de conducere, dar și al certificatului de înmatriculare. Cu cât s-au majorat tarifele, aflați din materialul următor. Sunt modificări în ceea ce privește tarifele practicate pentru eliberarea permisului de conducere, dar și pentru eliberarea unui certificat de înmatriculare. Instituția prefectului Argeș informează că din data de 15 mai se vor actualiza tarifele pentru eliberarea celor două documente. Noile tarife au fost comunicate de către Regia Autonomă a Administrației Patrimoniului Protocolului de Stat. Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Argeș va practica așadar din 15 mai următoarele tarife: 89 de lei pentru eliberarea permisului de conducere și 49 de lei pentru un certificat de înmatriculare. Așadar, argeșenii vor plăti acum 89 de lei pentru eliberarea permisului de conducere în loc de 68 de lei cât era vechiul tarif și 49 de lei pentru un certificat de înmatriculare față de 37 de lei cât era vechiul tarif.
Cătălin Bulf, președintele PMP Argeș, solicită deschiderea pescuitului sportiv după data de 15 mai. Și asta în contextul în care liderul Partidului Mișcarea Populară susține că peste 1 milion de români practică pescuitul sportiv recreativ. Președintele PMP Argeș Cătălin Bulf solicită înscrierea pescuitului pe lista activităților permise după 15 mai, odată cu relaxarea restricțiilor datorate răspândirii noului coronavirus. Avem în România peste 1 milion de pescari recreativi, sportivi. De asemenea, pescuitul recreativ se încadrează perfect în normele distanțării sociale, precizează Cătălin Bulf. În acest sens a fost trimisă o scrisoare deschisă pentru înscrierea pescuitului pe lista activităților permise după data de 15 mai, formulată de Fishing Mall, Fishing and Hunting Expo și Fishing and Hunting Channel, branduri aflate în mijlocul pescuitului recreativ sportiv din România. Scrisoarea susține relaxarea restricțiilor datorate răspândirii noului coronavirus și deschiderea pescuitului sportiv în 3 etape și a fost trimisă către Președinția României, Guvernul României și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Printre altele, în scrisoare se menționează faptul că peste 1 milion de români practică pescuitul sportiv recreativ și reprezintă o platformă prin care sunt create mii de locuri de muncă, aducând un aport deloc de neglijat la PIB-ul României. Importatorii de echipamente specifice acestei activități, retaileri și producători, își combină eforturile cu investitorii din zona serviciilor, turismul beneficiind din plin de pe urma acestor activități în aer liber. Exemplul din Delta Dunării este edificator, acolo unde în 2019 au fost eliberate 150.000 de permise de pescuit recreativ în perimetrul rezervației biosferei Delta Dunării. Caracterul benefic al pescuitului cu undița și lanseta este recunoscut în toate țările europene. Pescuitul nu este doar un mijloc de relaxare și un prilej de educație în spiritul naturii, ci și un sport recunoscut oficial de Ministerul Tineretului și Sportului. O ignorare a semnalelor sutelor de mii de aderenți la aceste activități outdoor ar putea fi considerată o discriminare fără argument în momentul în care alte activități outdoor ar fi permise după data de 15 mai. Se menționează în această scrisoare deschisă. FC Argeș a transmis varianta agreată la videoconferința cu Federația Română de Fotbal, play-off cu înjumătățirea punctelor și păstrarea celor 3 puncte luate în teren în duelul cu Snagov. Federația Română de Fotbal a avut joi a doua videoconferință cu reprezentanții cluburilor de Liga a doua în încercarea de a găsi cele mai bune soluții pentru reluarea antrenamentelor și a competiției. În cadrul videoconferinței, FC Argeș a transmis varianta agreată. Noi am propus sistemul cu play-off și play-out, cu înjumătățirea punctelor din clasament. Nu suntem de acord să ni se ia cele 3 puncte pe care le-am câștigat pe teren în meciul cu Sportul Snagov și nu la Masa Verde. Din punctul nostru de vedere, considerăm că nu mai este timp pentru disputarea celor 14 etape care au mai rămas de jucat din acest sezon. Vrem să fie un play-off cu 8 echipe într-o singură manșă, să se joace 7 meciuri după o tragere la sorți. Unele echipe pot disputa 4 meciuri acasă, iar altele doar 3. Așteptăm să fie stabilite clar cerințele pe care cluburile trebuie să le îndeplinească pentru a-și putea relua antrenamentele, a declarat Mihai Foamete, președintele comitetului director al Albioleților. Iar CS Mioveni a cerut înghețarea sezonului la videoconferința cu reprezentanții FRF și ai cluburilor de Liga a doua. În acest fel, Mioveniul ar promova în Liga întâi. CS Mioveni a fost reprezentată la videoconferința cu șefii Federației Române de Fotbal și conducerile celorlalte cluburi de Liga a doua, de către președintele Consiliului Director Dumitru Olteanu, dar și de către președintele executiv Telu Stancu. Galbenverzii au susținut ideea înghețării campionatului și promovarea locurilor 1 și 2, deoarece condițiile impuse în protocolul Ministerului pentru reluarea pregătirii nu pot fi îndeplinite și totodată costurile ar fi enorme pentru majoritatea echipelor. În primul rând, am spus că nu putem asigura condițiile care se impuneau în primul protocol dat de minister. Nu există în Mioveni, poate nici în Pitești, bază proprie cu circuit închis. Am vorbit cu domnul Burleanu și ne-a promis că se încearcă să-i cazăm pe jucători la hotel și de acolo să-i luăm, să-i ducem la stadion. Dacă nu se va putea, așteptăm să vedem o relaxare a condițiilor. Ministerul a gândit acel protocol pentru Liga 1 și loturile naționale, dar părerea mea este că la Liga 2 nu se va juca, pentru că numai așa jucătorii vor fi în siguranță deplină în ceea ce privește sănătatea lor. Și noi ne dorim să jucăm, dar în condiții decente și de siguranță. A transmis Dumitru Olteanu, președintele de la CS Mioveni. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile locale de astăzi. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă aștept și mâine la aceeași oră cu informații noi. Rămâneți cu bine, aveți grijă de sănătatea noastră. La revedere!
Mulțumim, Simona Pomazan, pentru buletinul informativ. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. A sosit momentul să servim cafeaua cu piper la Antena 3 Pitești și eventual să aflăm ce scriu ziarele locale. Astăzi, iată, începem revista presei și dacă suntem la început de săptămână, avem și cele două săptămânale care sosesc în mod regulat la redacția noastră. Este vorba despre Impuls de Argeș și Atitudine în Argeș. Iată ce scrie Atitudine în Argeș pe prima pagină. Se așteaptă un val de plângeri în instanțele din Argeș contra amenzilor date în perioada stării de urgență. În județ au fost aplicate aproximativ 8.000 de amenzi în valoare totală de 13 milioane de lei. Surprinzător, în intervalul 16 martie 6 mai 2020 au fost înregistrate mai puține plângeri contravenționale în instanțele argeșene comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Detalii în pagina cu numărul 3 din Atitudine în Argeș. Oricum, recordul de amenzi în județ a fost în Duminica Floriilor. Pe scurt, alte subiecte din aceeași publicație, măsuri noi la Universitatea din Pitești, doar studenții străini și cei care lucrează sunt lăsați în căminul universității, pagina 6 cu detalii, vești bune, se deschid parcurile în Pitești, pagina cu numărul 7. Iată care este și subiectul central din săptămânalul Impuls de Argeș. Primăria Mioveni vrea să recupereze peste 1 miliard de lei vechi de la Centru Cultural din aceeași localitate. Un subiect, iată, dezvăluiri în Impuls de Argeș despre reminescențele trecutului, subiectul din pagina cu numărul 3 din publicația săptămânală. Continuăm revista presei, doamnelor și domnilor, mergem mai departe așadar cu ziarele locale care apar zilnic și avem Curierul Zilei, Argeșul și Ziarul Top. Începem cu ziarul Curierul Zilei, care titrează pe prima pagină despre un tânăr de 24 de ani care și-a violat fosta concubină. Acesta se pare că era obsedat de tânăra de 18 ani. Mai multe detalii despre acest subiect în pagina cu numărul 3. Mamă inconștientă băgată în carantină, un alt subiect. Femeia în vârstă de 36 de ani, deși știa că trebuie să rămână în izolare, în casă, și-a luat copilul și împreună au plecat la magazin. Asta deși ambii erau contacti direcți a unei paciente confirmată cu coronavirus. A fost prinsă și plasată în carantină. A urmat, bineînțeles, un alt scandal, fratele acesteia înjurându-i pe jandarmii care doreau să o ducă pe femeie și pe copilul acesteia în centrul instituționalizat, cu detalii în pagina cu numărul 2. Și tot acolo citim un alt subiect chiar revoltător. De ce nu? Pentru că iată ce spune primarul Piteștului, domnul Cornel Ionică: băncile incendiate în parcuri înainte de redeschidere. Parcuri devastate, bănci incendiate, strand distrus de teribiliști, asta au constatat angajații primăriei Pitești zilele acestea când au început să facă pregătiri pentru redeschiderea zonelor de agrement prevăzută după data de 15 mai. Primarul Cornel Constantin Ionică ne-a vorbit într-un interviu, așadar în Curierul Zilei, despre problemele pe care le întâmpină deseori în acest sens. Edilul a mai anunțat că se vor redeschide parcurile și locurile de joacă de la mijlocul lunii mai, evident cu respectarea măsurilor de protecție impuse împotriva răspândirii infectării cu coronavirus. Și dacă vă gândiți că toate aceste vandalizări se întâmplă din cauza faptului că, iată, am fost obligați să stăm în casă, ei bine, nu, se pare că anual se întâmplă astfel de lucruri nedorite. Anual, spune primarul, se înlocuiesc sute de coșuri de gunoi. Mergem mai departe, pagina cu numărul 3 din Curierul Zilei. Transportatorii sunt nemulțumiți de măsurile de relaxare, pe motiv că restricțiile impuse de autorități vor genera creșteri substanțiale ale costurilor care nu pot fi suportate de transportatori. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România cere guvernului să analizeze anumite aspecte existând riscul falimentului. În aceste condiții nu ar mai funcționa transportul interjudețean sau județean. Aceștia cred că problema ar putea fi rezolvată prin impunerea unor măsuri clare de protecție. Măști medicale pentru toți călătorii și pentru tot personalul firmelor de transport, măsuri suplimentare de igienă, dezinfectare a suprafețelor. De altfel, dacă nu mă înșel, aceste măsuri chiar fac parte din acest set de măsuri de relaxare, să le zicem așa. Este obligatorie purtarea măștii în mijloacele de transport și dezinfectarea mijloacelor de transport. Mergem mai departe, pagina cu numărul 5 din Curierul Zilei. Iată, pandemia de COVID-19 a lovit puternic piața auto din toată lumea. Producția auto a scăzut cu 62%. Comparația este făcută cu lunile martie-aprilie ale anului trecut.
Industria auto din România generează circa 14% din produsul intern brut și asigură undeva la aproximativ 250.000 de locuri de muncă. O zi de lucru în industria auto înseamnă beneficii la buget de 124 de milioane de euro, banii care nu mai există în condițiile întreruperii activității ca urmare a pandemiei de COVID-19. Dacia a oprit în 19 martie producția la Mioveni, aici lucrau 14.700 de persoane, alte 10.000 de locuri de muncă fiind blocate în industria pe orizontală. De notat este că redeschiderea unei unități de producție implică între una și două săptămâni pentru a se atinge un ritm normal de lucru, toate fluxurile de intrare și ieșire fiind blocate. Avem o întreagă pagină, pagina 5 din Curierul Zilei, dedicată acestui subiect. Evident că nu lipsesc nici paginile sportive. 6 și 7, sportivii nu sunt de acord cu recomandările din protocolul emis de Ministerul Sănătății. Izolarea la serviciu și la domiciliu instituie lagărele de muncă. Este nevoie de o reevaluare acestor prevederi, acordul expres al salariaților și sprijin real din partea Ministerului, care întârzie răspunsul la solicitarea sindicală privind necesitatea recunoașterii efortului depus printr-o recompensare financiară a angajaților. Iată ce spune și directorul CSM Pitești sau un antrenor de caiac de la CSM Pitești, puteți descoperi în pagina cu numărul 6. Pagina cu numărul 7, ce a însemnat Liga Elitelor pentru fotbalul românesc? Ei bine, 24 de jucători deveniți tricolori, 40 de fotbaliști în Liga 1, 3 jucători trecuți prin Argeș provin de la Liga Elitelor și avem o întreagă pagină 7 dedicată acestui subiect. Pagina cu numărul 8 din Curierul Zilei vorbește despre programul național pentru sprijinirea raselor românești. Crescătorii de porci, Bazna și Mangalița vor primi bani. Guvernul a aprobat în ședința de joi hotărârea privind aprobarea schemei ajutor de minim pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și sau Mangalița pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia. Detalii în pagina cu numărul 8. Culturile calamitate în proporție de 50%, despăgubirile pentru secetă vor fi și ele plătite din bugetul național, un alt subiect în pagina cu numărul 8 din Curierul Zilei. Mergem mai departe, citim din Argeșul, iată și Argeșul, de altfel și ziarul Top, titrează pe prima pagină despre un eveniment care s-a petrecut ieri la Pitești și despre care vom discuta și noi în partea a doua matinalului. S-a semnat, iată, contractul pentru tronsonul 5 al autostrăzii Pitești-Sibiu. Începe construcția autostrăzii, titlul din pagina principală a Argeșului. Premierul Ludovic Orban și Lucian Bode, ministrul transporturilor, au fost prezenți ieri în municipiul de reședință de județ la semnarea contractului de execuție pentru secțiunea 5 Pitești-Curtea de Argeș, cu o lungime de 30,35 de kilometri, ca parte a autostrăzii Pitești-Sibiu, cel mai important proiect rutier al României, iar Argeșul vine cu detalii în pagina cu numărul 3. De altfel și noi în partea a doua emisiunii vom afla mai multe amănunte de la deputatul PNL de Argeș, Dănuț Bica. Rămânem în actualitate și citim din pagina cu numărul 2. Redeschiderea școlilor vine cu măsuri stricte. Pachetul de măsuri include purtarea măștilor faciale, spălatul pe mâini, utilizarea dezinfectantului, monitorizarea temperaturii corporale, păstrarea distanței de siguranță, aerisirea și igienizarea sălilor de curs. Activitățile de pregătire pentru examenele naționale, care încep la 2 iunie, sunt opționale. În clasă nu intră mai mult de 10 elevi și un cadru didactic. În sala de curs, elevii de clasa a 8-a rămân 2 ore, iar cei de la clasa a 11-a și a 12-a și a 13-a 3 ore. O oră de curs durează 50 de minute, urmată de o pauză de 10 minute. În acest context vor fi două vacanțe de primăvară, 2020-2021. Este, se pare, unul dintre cei mai scurți ani școlari din ultimii 12 ani. Totalizează 34 de săptămâni de cursuri, adică doar 167 de zile de școală. În toamnă, școala începe la 14 septembrie. Vacanța de iarnă va fi între 23 decembrie și 10 ianuarie, cea intersemestrială între 30 ianuarie și 7 februarie 2021, cea de primăvară formată din două săptămâni libere acordate la diferență de 3 săptămâni este împărțită în intervalul 2-11 aprilie, respectiv 30 aprilie 9 mai, iar cea de vară începe la 19 iunie 2021.
Mergem mai departe, alte subiecte din ziarul Argeșul, pagina cu numărul 4, iată, ne vorbește despre această aniversare a zilei de 12 mai, Ziua Internațională a Asistentului Medical, o sărbătoare însă în stare de urgență, o sărbătoare ieșită din tiparul aniversărilor asistenților medicali până acum, o sărbătoare în stare de urgență, nimeni și nimic neprevestind caracterul fără precedent al acestei sărbători. Bun, mergem mai departe, citim repede câteva subiecte și din ziarul Top. Așadar, și publicația Top scrie pe prima pagină despre contractul care a fost semnat ieri la Pitești pentru tronsonul 5 al autostrăzii Pitești-Sibiu. Vorbește despre acest moment istoric pentru județul Argeș și în prezența premierului, iată, Ludovic Orban fiind semnat contractul pentru drumul Pitești-Curtea de Argeș, tronsonul 5 al autostrăzii Pitești-Sibiu. Pagina cu numărul 2 din ziarul Top ne spune că Ministrul Sănătății a anunțat că au fost efectuate 260 de teste COVID-19 în România. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a anunțat în plenul Camerei Deputaților că în România au fost realizate așadar 260 de testări pentru identificarea pacienților infectați cu COVID-19. Specialiștii au stabilit limita zonelor afectate și algoritmul de testare pentru COVID-19. S-a pornit testarea de la capacitatea inițială de la un laborator și în prezent s-a ajuns la 75 de laboratoare, totalizând circa 11.000 de teste pe zi. În altă ordine de idei, avem cod galben în județul Argeș. Administrația Națională de Meteorologie a emis două coduri galbene de intensificare ale vântului și instabilitate atmosferică valabile marți, așadar astăzi de la ora 9 la ora 23 aproape în toată țara. Alte subiecte din ziarul Top, m-aș opri la pagina cu numărul 5, ca fapt divers, polițiștii, iată, au făcut razie la persoanele suspectate de trafic ilegal de lemne. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale conform legii 171/2010 în valoare totală de 18.500 de lei și a fost confiscată cantitatea de peste 10 metri cubi de lemn de foc din diverse esențe care a fost predată ocoarelor silvice competente. Și polițiștii au reținut 22 de permise de conducere. Duminică, cei polițiști, așadar și cei ai structurilor de poliție rutieră municipale și orășenești, au continuat acțiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea de către conducătorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulație. Și bineînțeles, ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 155 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 75.000 de lei. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici cu subiectele din presa scrisă locală, însă vă invit să rămâneți în continuare la Antena 3 Pitești. Avem de servit o altă ceșcuță de cafea cu piper și vorbim despre acest eveniment important pentru infrastructura rutieră, acest eveniment, iată, care a costat însemnarea contractului de execuție pentru secțiunea 5 Pitești, Curtea de Argeș, ieri la prefectură. Cu detalii vine imediat deputatul PNL de Argeș, domnul Dănuț Bica. Bună dimineața! Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fii steț! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. S-a deschis prima măcelărie Angus din Pitești. Carnea obținută de la vacile din această rasă impresionează prin gust fin și consistent, este fragedă și marmorată, apreciată de bucătarii și clienții din toate colțurile lumii. Magazinul este deschis la Pitești de cooperativa Angus Sud Oltenia, alcătuită din 6 ferme românești de bovine. Facem produse 100% naturale, fără aditivi, fără conservanți. Antricot cu os, T-bone, mușchiuleț, dar și burgeri, salam, cârnați grill sau picanți, pastramă, toate sunt premium. Carnea Angus conține cu 30% mai puțin colesterol, iar gustul cărnii este cotat ca printre cele mai fine și rafinate din lume.
De peste 26 de ani, Pentarom este o firmă de prestigiu național care își respectă partenerii de afaceri prin calitatea produselor și seriozitatea în livrare. Comercializează piese de schimb auto, fabrică și comercializează ambalaje de carton destinate în principal industriei de automobile, industrie alimentare, a bunurilor de consum sau farmaceutice. Produce combustibil ecologic, a dezvoltat o linie automatizată de îmbuteliere apă minerală microbiologic pură marca Iezer. Crește și comercializează păstrăv și crap. Pentarom. Respect pentru calitate și seriozitate în business. Prezentă de peste 35 de ani pe piața auto, partenerul Dacia Renault, Comefin Costești, a implementat în România ultima tehnologie de acoperire cu aliaj zinc-nichel. Produce componente care echipează vehicule ca Mercedes, Lamborghini și Porsche. Membra grupului industrial Componente Auto, Comefin Costești se bucură de încrederea partenerilor ca urmare a unei bune calificări a personalului, a know-how-ului și tehnologiei de ultimă generație, ca și a fondurilor europene atrase pentru dezvoltare. Comefin Costești. Aici transformăm profesia în pasiune. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenzile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Antena 3 Pitești, post regional în Argeș, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, cu spații de emisie în cadrul programului național Antena 3. Dăm zilnic examenul maturității jurnalistice. Vă propunem cele mai importante subiecte pe agenda publică, aplicat problematicii locale. Prin matinal, jurnale de știri, emisiuni informative și culturale, suntem parte din comunitatea locală. Antena 3 Pitești, prin dumneavoastră, lider de audiență. Sunt doar un om. Sunt doar un om. Sunt doar un om. Sunt doar un om. Ca și tine. N-am mai trecut prin astea niciodată. 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 Nici tu. Dar sunt sigură că amândoi vrem același lucru. Să trecem cu bine peste asta. Ca și tine, mă spăl des pe mâini cu apă și săpun minim 20 de secunde. Minim 20 de secunde. Și tu. Și eu. Evităm contactul cu persoanele care suferă de infecții respiratorii acute. Ca și tine. Învăț să-mi controlez reflexele. Nu mi-ating nasul, ochii sau gura. Dacă nu am mâinile igienizate. Nu iau medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Știu, nici tu. Și eu mi-acopăr nasul și gura când strănut sau tușesc. Curăț suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosesc masca de protecție numai dacă sunt răcit sau sunt în apropierea oamenilor bolnavi. Stau acasă. Stau acasă. Stau acasă ca și tine. Mai ales dacă m-am întors din altă țară. Când merg la cumpărături, respect regulile de siguranță și plătesc contactless cu cardul sau cu telefon. Dacă am febră, tușesc sau am intrat în contact direct cu o persoană infectată, nu dau fuga la spital. Sunt imediat la medicul de familie. Și tu, și eu. Am trecut prin multe. Protejați-vă, bătrânii, părinții, bunicii. Vom trece și peste asta. Vom trece și peste asta. Vom trece și peste asta. Trecem și peste asta. Dragi români, acum, mai mult ca niciodată, trebuie să dăm dovadă de solidaritate, înțelegere și respect. Haideți să gândim și să acționăm cu toții corect. Acum, și vom trece și peste asta cât de curând. Împreună. Ahem.
Suntem din nou în direct, doamnelor și domnilor, servim cafeaua cu piperle la Antena 3 Pitești și ne ocupăm în continuare de un alt subiect vital și important pentru dezvoltarea economică, evident, a județului Argeș, un proiect pentru creșterea capacității forței de muncă, dar și pentru susținerea companiilor care își desfășoară activitatea în județul nostru. E bine, interminabila poveste autostrăzilor din România lăsate pe ultima sute de metri trebuie să rămână de domeniul a fost odată ca niciodată. În timp ce Transilvania se pare că este cea mai avansată la capitolul autostrăzi, Moldova și Muntenia par ușor deconectate de restul țării, dar și de Occident. O veste bună însă și mult așteptată, ieri a fost semnat contractul de execuție pentru secțiunea 5 Pitești-Curtea de Argeș ca parte a autostrăzii Pitești Sibiu. Despre acest eveniment, cum s-a desfășurat, ce presupune de acum înainte, ne vorbește în direct domnul Dănuț Bica, deputat PNL de Argeș, pe care îl salut chiar acum. Bună dimineața, domnule deputat, vă mulțumim pentru prezența matinală. Bună dimineața dumneavoastră și celor care ne urmăresc la această oră, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule deputat, în sfârșit, un pas important într-o lungă așteptare și mi-aș permite să-l citesc pe ministrul transporturilor, domnul Lucian Bode, care spunea 2020, anul autostrăzii Pitești-Sibiu. Da, nu e o figură de stil și afirmația domnului ministru poate fi justificată prin ceea ce s-a realizat până acum în privința autostrăzii Pitești-Sibiu și prin ceea ce în mod sigur se va înfăptui în următoarea perioadă a anului. Presa locală, iată, titra în această dimineață, moment istoric de altfel pentru județul Argeș, semnarea acestui contract de execuție, de altfel așteptăm de foarte mult timp. Da, poate fi considerat un moment istoric. Știți bine că știm cu toții că autostrada Pitești-Sibiu, singura verigă lipsă din culoarul 4 paneuropean de transport rutier, este cea mai importantă, cea mai necesară, dacă se poate spune așa, și cea mai urgentă investiție în infrastructura rutieră din România. Scopul acestei autostrăzi e acela de a lega provincia istorică Muntenia cu Transilvania și implicit cu vestul Europei, cu Europa Occidentală, și în momentul în care va fi realizată, împreună cu autostrada Iași-Târgu Mureș, care deocamdată este în fază de proiect, va realiza practic interconectarea provinciilor istorice ale României și va da șansa unei dezvoltări unitare, unei coeziuni economice la nivel național. Este vitală autostrada Pitești-Sibiu pentru impulsionarea economiei de la sud de Munții Carpați. Se poate spune că a fost un monument istoric, având în vedere tergiversarea la nesfârșit a demarării acestui proiect. Când a afirmat că este anul autostrăzii 2020 este anul autostrăzii Pitești-Sibiu, domnul ministru s-a referit nu numai la evenimentul de ieri, semnarea contractului de proiectare și execuție pentru secțiunea 5, Curtea de Argeș Pitești, ci și la faptul că și celelalte secțiuni au făcut mulți sau vor face mulți pași înainte în această perioadă. Astfel, secțiunea 1 Sibiu-Boița, pe secțiunea 1 practic din luna martie se lucrează, secțiunea 2, ca să o luăm de la Sibiu spre Pitești, așa cum le-a numerotat proiectantul, Boița-Cornetul, Cornetul se efectuează ultimele foraje solicitate de specialiștii la Uniunea Europeană. Se dorește ca până la sfârșitul anului documentația să fie terminată și la sfârșitul anului 2020 sau în primele luni ale anului 2021 să demareze licitația publică pentru atribuirea lucrărilor. Secțiunea 3, Cornetul Tigveni, până la sfârșitul lunii iulie va fi organizată licitația, iar secțiunea 4,
Ticven Curtea de Argeș, pentru secțiunea 4, licitația este în curs de desfășurare și dacă nu vor exista contestații, practic în luna iunie va fi semnat și pentru acest tronson contractul de proiectare și execuție. Pentru fiecare dintre secțiunile autostrăzii Pitești-Sibiu s-au făcut pași importanți înainte în acest an sau urmează să se facă. Deci, pe bună dreptate, anul 2020 poate fi considerat anul autostrăzii Pitești-Sibiu în ceea ce privește investițiile majore din România. Și tot pe bună dreptate se poate spune că este un proiect de suflet al premierului, așa cum bine declara la evenimentul de ieri, făcând referire la perioada când era ministrul transporturilor. Da, în perioada când era ministrul transporturilor, a fost realizat studiul de fezabilitate, e vorba de anul 2008. Tot în perioada în care domnul Ludovic Orban era ministrul transporturilor, a fost realizată centura ocolitoare a Piteștiului, care practic este o parte componentă a acestei autostrăzi. Și acum, în calitate de premier, acesta a fost și motivul pentru care noi am avut satisfacția de a-l avea în rândul nostru ieri, a fost semnat acest contract important de proiectare și execuție. Foarte. Și suntem convinși sau că această autostradă poate fi terminată în perioada mandatelor de premier ale domnului Ludovic Orban. Spuneți-mi, vă rog, există o dată prealabilă în care, iată, putem spune că se vor începe lucrările, pot fi lucruri care să dea peste cap începerea lucrărilor propuse? Practic, începând de ieri, contractul se derulează. Perioada contractuală este prevăzută pentru 5 ani, 12 luni proiectarea și 48 de luni execuția, dar ați văzut și dumneavoastră în sală, atât beneficiarul cât și executantul au afirmat că vor căuta soluții pentru ca această perioadă să fie mai scurtă. Din câte știm noi, lucrurile au fost făcute serios. Tot ceea ce stătea în calea acestui obiectiv a fost rezolvat, a fost povestea cu acei gândaci. Nu vedem de ce termenele contractuale ar putea fi prelungite. Dimpotrivă, noi suntem ferm convinși că execuția pentru secțiunea 5 va dura mai puțin decât este prevăzut în contract. Credeți că există riscul să mai apară contestații la ora actuală? Bă, nu, pentru această secțiune, practic, și-a spus cuvântul, altfel nu ar fi putut fi perfectat contractul. Oricum, din cauza contestațiilor a fost mult prelungită perioada aceasta de atribuire a ofertei. Da. De altfel, tot premierul spunea că, de fapt, banii europeni au fost valabili chiar din 2014 și tot atunci a fost gata documentația tehnico-economică. V-aș putea aduce aminte intervențiile repetate ale doamnei Corina Crețu, comisar european la vremea respectivă, prin care solicita guvernelor PSD, partid din care și domnia sa făcea parte în acea perioadă, solicita, m-o repetat, să se vină cu proiecte mature, menționând în mod special autostrada Pitești-Sibiu, deoarece sunt bani și nu sunt cheltuiți. Vedeți, acest obiectiv ar fi trebuit să fie terminat în anul 2020, ar fi trebuit să fie realizat în perioada de programare care se încheie în 2020. Noi am prins practic ultimul tren pentru a absorbi acești bani în cadrul actualului exercițiu financiar multianual. Au existat oportunități foarte mari, au existat banii gratuiți de la Uniunea Europeană. Tergiversarea construcției acestei autostrăzi poate fi catalogată fără teamă de a greși drept simbolul neputinței sau relei voințe a guvernelor PSD de a
moderniza infrastructura de transport din România. Nu au nicio scuză pentru aceștia împierduți. Studiul de fezabilitate finalizat în 2008, documentație finalizată în 2014, cum spuneați dumneavoastră, licitații organizate abia după plecarea PSD-ului de la guvernare, nu, contracte atribuite după plecarea PSD-ului de la guvernare în 2020. Bine, n-aș vrea să cred că există rea voință. Nu mai vreau să cred cel puțin că atunci când vorbim de infrastructura mare sau de lucruri care ar trebui să țină cont oamenii politici care au autoritate, n-aș vrea să cred că există rea voință. Ceva trebuie să se întâmple. Aș spune incompetență dacă nu mi-aș aduce aminte de faptul că pentru realizarea autostrăzilor se discuta la nivel guvernamental de parteneria public-privat în loc de absorbția banilor europeni, intenție care nu poate fi explicată, de faptul că pentru realizarea autostrăzii Iași-Târgu Mureș, care pentru Moldova e la fel de importantă cum este aceasta pentru noi, pentru cei din sudul Carpaților, a trebuit să recurgem la o metodă inedită, aceea de a iniția noi un proiect de lege pe care să-l trecem prin Parlament, guvernul ne luând această inițiativă. Când spun rea voință, mă gândesc la astfel de poziționări ale celor care se aflau la guvernare. Poziționări nefirești și în afara logicii. Așteptările oricum sunt mari de la toți oamenii implicați politic și cu autoritate. Pe de altă parte, pot spune, chiar citeam în mediul online, că sunt voci care spun că, iată, acest contract poate fi și un fel de propagandă politică. Ce anume le-ați spune celor care gândesc așa? Acest contract ar trebui să ne dea marea satisfacție tuturor argeșenilor și, într-un fel, tuturor românilor, dincolo de interesele de a câștiga capital politic ale unui partid sau altuia. Se realizează un obiectiv extrem, extrem de important pentru țara noastră și, până la urmă, prin asta se va intra în istorie, cum spuneați dumneavoastră. Da. Este firesc ca cei care au merite în realizare, în punerea în practică a unor astfel de proiecte, să aibă și recunoașterea politică din partea electoratului. Important este că pasul a fost făcut. Până la urmă, Argeșul, iată, beneficiază de această oportunitate pe care o așteptăm de foarte mult timp și importante puncte istorice, provincii istorice vor fi legate, de altfel și economia va avea un punct de pornire egal până la urmă. Da. Argeșul va avea un câștig major. Și când spun asta, mă gândesc la faptul că reprezintă o intersectare a unor drumuri extrem de importante pentru România. Pentru mine, acesta a fost un proiect de suflet în perioada acestui mandat de parlamentar. Din acest motiv, i-am bombardat pur și simplu pe miniștrii de resort și pe premierii care s-au aflat la butoane, ca să spunem așa, începând din 2016, cu interpelări, cu întrebări, cu declarații politice, comunicate de presă. Am făcut amendamente la proiectele bugetului de stat din acești ani, în vederea impulsionării realizării autostrăzii Pitești-Sibiu. Dar nu m-am limitat doar la atât. Vă reamintesc că prin Argeș sau din Pitești pleacă și drumul expres Pitești-Craiova, din Pitești pleacă și drumul care merge la Câmpul Lung și la Brașov și la care se lucrează de ani de zile și nu se mai termină. Există în nordul județului un drum care se află într-o stare extrem de precară, drumul celor trei capitale, îi spunem noi, care leagă Târgoviște de Câmpul Lung, de Curtea de Argeș și de Valea Oltului. Există Transfăgrășanu, pentru care am făcut diligențele de rigoare ca să-i conving pe cei care decid să facă investiții în vederea deschiderii lui o perioadă mai lungă din an. Județul Argeș, cel puțin nordul județului, poate deveni un paradis turistic prin
prin reabilitarea, în primul rând, a infrastructurii de transport. Avem două capitale, Câmpul Lung și Curtea de Argeș. Așa este. Și când spunem județul Argeș, nu avem cum să nu ne gândim și la o bijuterie, de altfel, a județului nostru. Și aici mă refer la Gara Regală. Spuneți-mi că aveți un proiect de suflet al meu. Nu numai pentru că m-am născut și am crescut la Curtea de Argeș. Gara Regală este, după cei care se pricep la arhitectură, considerată cea mai frumoasă gară din România, una din cele mai frumoase gări din Europa, trebuie să revină la strălucirea de altă dată, indiferent de cât de puternic va fi traficul feroviar pe linia București-Pitești-Curtea de Argeș. După multe, multe bâșbâieli, și Gara Regală va intra în reabilitare. Licitația în final a fost finalizată, am înțeles că se va semna foarte curând contractul, am înțeles de la domnul ministru Bode, și în această vară vor demara lucrările de reabilitare. Județul Argeș, repet, este extrem de generos din punct de vedere turistic, putem face turism montan, avem turism istoric în nordul județului, avem turism ecumenic, trebuie valorificat. Într-adevăr, așadar, apropo de Gara Regală, se poate spune că ne așteptăm la semnarea contractului într-un timp destul de scurt, încolo. Da? Pentru că mai târziu, în vară, să demareze. Cel puțin așa, așa a afirmat domnul ministru Bode și sunt convins că așa va fi. Este extraordinar acest lucru și chiar ne-am dorit ca să știe toată lumea cât de important este județul nostru și faptul că avem oameni care își dau silința până la urmă și vin cu proiecte. E important, dar trebuie pus în valoare. Trebuie pus în valoare faptul că avem rolul pe care l-am avut în istorie, nu este de ajuns. Trebuie ca și prezentul și mai ales viitorul să fie la fel de frumoase ca și trecutul. Așa este, avem nevoie de oameni care știu să pună până la urmă în valoare aceste proiecte de suflet, care ne fac cinste până la urmă tuturor argeșenilor și despre care să meargă vestea peste tot în țară și de ce nu în lume. Bineînțeles. Bineînțeles. De ce nu am putea să vedem într-o perioadă nu prea îndepărtat în timp autocare cu excursioniști care să vină de la Târcovești, la Câmpul Lung, la Curtea de Argeș, să meargă pe Valea Oltului, să meargă pe Transfăgărășan. Una din condiții, de fapt condiția primordială pentru ca acest lucru se poată întâmpla, o constituie realizarea unei infrastructuri de transport corespunzătoare. Iar autostrada Pitești-Sibiu va fi mană cerească pentru dezvoltarea economică a zonei Curtea de Argeș și a zonei montane și nu numai. Într-adevăr, este drumul care ne duce către toate aceste lucruri minunate pe care trebuie să le redescoperim, pentru că sunt uitate până la urmă din cauza unei infrastructuri bine puse la punct. Sunt uitate, sunt extrem de interesante, extrem de atractive. Am avut ocazia să văd uimirea unor oameni care au ajuns, de exemplu, pentru prima dată la Mănăstirea Curtea de Argeș. Am avut ocazia să văd pe chipurile lor stupefacția la modul frumos, la modul pozitiv, văzând când au luat contact cu acea bijuterie arhitectonică și istorică. Am avut ocazia să le văd surprinderea când au constatat cât de atrăgător din punct de vedere turistic este orașul Curtea de Argeș sau municipiul Curtea de Argeș și la fel la municipiul Câmpul Lung. Aceste valori trebuie puse în lumină și trebuie să aducă și beneficii economice celor care locuiesc acolo. Așa este și ar fi păcat să nu se pună în evidență și Gara Regală. Iată, credeți că este o investiție destul de costisitoare reabilitarea ei sau cât de cât? Nu e o investiție atât de mare. Pe mine m-a surprins că în ultimii ani s-au organizat licitații pentru atribuirea proiectării care nu erau judecate. Probabil a fost un viciu de calcul. Probabil sumele au fost subevaluate.
N-am înțeles și n-am primit explicații, deși am adresat mai multe interpelări miniștrilor din perioada respectivă. N-am primit niște explicații din care să-mi dau seama de ce se tergiversează. Doar atât. S-a organizat licitație, nu s-a prezentat nimeni. S-a organizat licitație, nu a fost atribuită. Da, avem chiar acum și noi imagini de la Curtea de Argeș, de la Gara Regală. Într-adevăr, o construcție de excepție și este păcat să o lăsăm să facă față timpului fără să nu fie ajutat atât timp cât există această posibilitate. Îmi amintesc cu tristețe că în momentul în care regele Mihai a fost adus la Curtea de Argeș pentru a fi înmormântat în necropola regală, gara arăta atât de rău încât a trebuit să fie acoperită cu un meș. Extraordinar. Iar la înmormântarea la mormântarea regelui sau reginei mamei Elena, s-a renunțat pentru prima dată în istoria din dinastiei noastre la aducerea rămășițelor pământești pe calea ferată. A fost o tradiție. Toți regii României au fost aduși prin această metodă de transport și a fost aduse prin Este trist mașină. Până la urmă, este foarte trist și poate fi chiar un păcat până la urmă că avem aceste structuri și nu le punem în valoare atât. Da, sunt convins că anul acesta va fi nu numai anul autostrăzii Pitești-Sibiu, ci și anul gării regale din Curtea de Argeș, din punct de vedere al repunerii ei în valoare. Așa sperăm și noi, domnule deputat, și chiar vă așteptăm, de ce nu, atunci când se semnează contactul, să ne dați vestea de bună și să ne spuneți cum a decurs totul și să avem, de ce nu, aceste lucruri minunate, turistice, puse în valoare așa cum trebuie. Vă dorim multă putere de muncă și să ne auzim cu bine. Și eu vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a pleda pentru realizarea acestor proiecte de suflet. Voi veni cu plăcere de câte ori mă veți invita și sper că de fiecare dată să avem ocazia de a comenta lucruri benefice pentru argeșeni. Și evident, după ce s-au și înfăptuit. Evenimente benefice. Și să venim pentru cu imaginile care arată de fapt că ele au fost duse la îndeplinire. Vă mulțumim foarte mult. Invitați la Cafeaua cu Piper deputatul PNL de Argeș, domnul Dănuț Bica. Vă mulțumim și noi pentru atenție, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare cu programele Antena 3. Noi ne revedem și mâine de la ora 7 la Cafeaua cu Piper. O zi frumoasă, la revedere. S-a deschis prima măcelărie Angus din Pitești. Carnea obținută de la vacile din această rasă impresionează prin gust fin și consistent, este fragedă și marmorată, apreciată de bucătarii și clienții din toate colțurile lumii. Magazinul este deschis la Pitești de cooperativa Angus Sud Oltenia, alcătuită din 6 ferme românești de bovine. Facem produse 100% naturale, fără aditivi, fără conservanți. Antricot cu os, T-bone, mușchiuleț, dar și burgeri, salam, cârnați grill sau picanți, pastramă, toate sunt premium. Carnea Angus conține cu 30% mai puțin colesterol, iar gustul cărnii este cotat ca printre cele mai fine și rafinate din lume. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.